urgente de ședință. Haideți, vă rog, să ne ascultăm unii pe alții, să avem răbdarea să o facem. Eu nu vorbesc decât la microfon. Vreau să fac o interpelare. Vă rog, domnul urgente. V-am ascultat și vă ascult cu mare atenție. Haideți să avem răbdare să ne ascultăm unii pe alții. Și dacă nu facem din respect pentru cetățenii care ne-au acordat un vot de încredere, să facem măcar din respect față de cei de 5 candidați care sunt alături de noi, consilier local. Iar eu spun acest lucru pentru că, într-adevăr, mi-e rușine să-i privesc în ochi și, în același timp, să vorbesc în întrebat. Chestiunea pentru care am intervenit este faptul că poliția locală, o am spre monitorizare ca și activitate, facem eforturi prin agenții care sunt în teren să aplicăm legislația așa cum este. Am constatat și eu că, într-adevăr, există un număr mare de mașini în continuare autoturisme, care parchează în locuri în care este interzis acest lucru. Aici, pe chestiunea asta, pe parte de interpelarea doamnei consilier local, Raluca Corălare, eu sunt de acord. Și vreau să vă informez că, pe lângă măsurile administrative aplicate de către poliția locală, sunt executate anumite acțiuni de prevenție, dar mai mult de atât, deocamdată nu puteam face. Eu vreau să vă spun că, în calitate de invitat în Comisia de Sistematizare, aproximativ 6 luni în urmă, am făcut o propunere pentru a organiza acele sensuri unice, măcar în zonele în care se impune acest lucru, pentru că alte soluții momentan până la înființarea unor parcări care să rezolve această problemă, o problemă pe care o știm cu toții, aproape toți își doresc să parcheze mașina cât mai aproape de instituție, cât mai aproape de casă. Spuneam ceva în urmă că aproape fiecare familie deține chiar două autoturisme. Eu nu văd o altă variantă și aș veni cu o propunere, domnule primar, stimați colegi, ca cei care doresc dintre dumneavoastră, care cunosc în realitate și știu problemele legate de acest aspect, să facă parte în calitate de invitat în această comisie de sistematizare, pentru că eu am participat în calitate de invitat acum 6 luni. De timp nu știu dacă s-a mai convocat această comisie pentru a analiza aceste probleme. Dacă nu doriți să participați, măcar de un reprezentant din partea fiecare formațiuni să vină în calitate de invitat la această comisie pentru a ne spune problemele care le vedem cu toții. Mulțumesc pentru atenție!